rivalitate cu cei cel mai mare și de când m-am născut eu a fost foarte gelos pe mine. Ne-a și spus alia ai mei că zice, voi iubiți-mă pe asta, pe mine mă mai iubiți. Și acum are 45 ani, 46, eu 41 și continuăm la fel, în sensul, avem o relație defectuoasă și întotdeauna mă acuză de ceva, nu știu, crede și acum că ai mei îmi dau mai mult sau fac lucruri pentru mine, chiar dacă nu este așa, dar s-a păstrat. Aici e de la mamă și de la tată pornește programele. Egoism foarte mare, ego foarte mare. Gelozia asta înseamnă. Și de acolo vin și boli și vin. Sunt programe din spate. Lipsă de iubire foarte mare. Față de tată. Dar ce poți să faci din partea mamei? Tu nu poți să faci nimic. Ei trebuie să lipești, exact. A răspuns bine, Carmen. Necondiționat, dar necondiționat. Să nu-ți faci griji, să nu iei seama, să nu pui la inima. Care e iubirea ta necondiționată tot timpul? Creează disarmonie în toată familia, așa, adică ori o sună pe mama să-i spună sau spune la cineva că crede că ai venit îmi dau bani, că mă le trebuie să știi că au dar nu, nu e întâmplător că ești tu acolo, înseamnă că tu poți să o rezolvi cu iubirea, ești cel mai bun profesor. Zici și tu, ești și ce dacă și s-a dus. Dar nu spui nimica, nu ești și ce dacă. Nu spui nimica, dar arăți iubirea tot timpul. Da. Indiferent că te acuză, că te judecă, că te critică, te că se duce la tată sau la mamă și îi spune, vezi, o iubești mai mult. Sau tu să fii constant în iubire și nu te interesează ce spune despre tine. Absolut nimic. Exact. Eu iubesc, e fratele meu. Că el nu se vindecă pentru că noi nu suntem continuu în iubirea orice a fi. Asta ne lipsește nouă. Am auzit, nu știu ce zicea, când eram copii, mi-aduc aminte că întrebam dacă primeam ceva, dar i-ați dat și lui, acum cred că mai întreb la fel sau acum mai mult primează faptul că mă simt acuzată sau... Deci reușești să schimbi pe cineva în mai măsura în care ești continuu și hotărât și până la capăt iubirea orice ar fi, adică acceptare așa cum este. Și când această stare interioară este, reprezintă o hotărâre definitivă, atunci Dumnezeu îl schimbă pe celălalt. Apropo, în relația de familie, între soț și bărbat, în măsura în care femeia intră în raportul ei divin, adică iubește orice ar fi pe bărbat, indiferent cum este el, că bea, că nu bea, că pleacă la altcineva și ea nu își face nicio problemă, atunci Dumnezeu nu mai are nevoie să scadă orgoliul prin bărbatul acela, îi ridică casnele femei și îl aduce pe bărbat înapoi sau îl schimbă. Deci șansa ca să se rezolve problemele este ca femeia să fie iubirea cea fi, îi ridică casnele. Deci totul este concentrat pe femeie, pentru că având energie dublă, ea este destinată să fie înțeleptul înțelepților pe pământ, de la ea se așteaptă totul. Ai văzut și am povestit la biserică, investiția de energie divină este imensă la naștere, pentru ca să poată să se formeze organele corpului. Deci divinul face un sacrificiu măreț, miraculos, incredibil de mare, mai mare decât eram eu la Praga atunci și mă plimbam și mă uitam la soarele de iubire. Deci el investește, se vede efort din partea lui ca să dea naștere unui copil, nu? Nu este așa de ușor și de la femeie se așteaptă totul. Eu înțeleg, de exemplu, că el este în suferință atâta timp cât e cumva nesemnificativ, e o temă, de exemplu, faptul că el crede că ai mei mă întrețin, e nesemnificativă din niciun punct de vedere pentru nimeni, în sensul că nu e vorba de bani, nu... Îi lipsesc, nu are nicio importanță, e derizorie despre ce vorbim, dar e o temă la care el investește foarte multă energie și îl preocupă, adică se interesează stânga în dreapta, mă urmărește cineva, să văd dacă mă vrea servici sau niște filme din astea așa. Și practic totuși eu nu-mi dau seama de ce mă irită, probabil că încerc să-i demonstrez că nu e așa. Acolo ceva, da. Neacceptarea dar ta, mama că de ce face așa? Nu face cam la fel? Nu cere socoteală? Mama cu tata. Cu tatăl tău. Dacă ceri socoteală? Da, îi ceri socoteală. Tatăl tău îl controlează, vrea să fie... Păi tata a avut probleme cu băutura, deci vreau să spun că da, e acolo cu neiubire și cu... Astea sunt programele lui. Sunt programe din spate, am spus. Și nu are cum, ar trebui ca mama să-și rezolve legătura cu tatăl și nu cred că poate să-și o rezolve, atunci tu trebuie să fii iubirul cea fi că altă șansă nu există, adică să-l alimentezi cu dragoste continuu, că el nu mai are iubire. Deci oamenii decad și sunt răi și fac tot felul de nebunii, nu pentru că ei sunt vinovați, ci pentru că noi nu i-am iubit suficient. Pentru că iubirea asta deschide poarta cel și vine energia asta divină care îi hrănește. Ei se hrănesc, sunt ca planta, trebuie să le pui apă tot timpul. Și la părinți, și la copii, și la frați, și la surori, tot timpul trebuie să
faci lucrul acesta și în momentul în care nu mai faci, el, deci răutatea e un fel de strigă de ajutor. E ca un copil mic care face postul. Exact. Care exact. Atrag atenția chiar negativ, dar mă exact, poate să-ți atrag atenția. Poate să fie ani. Suferă, că nu ai adică ani să iubească. Da, da, da. Iar 10 ani pentru cei din jurul iubirii. Să fie constant. Să e mică. Acolo, și de ce? Pentru că orgoliul nostru cere schimbare radicală și noi nu suntem dispuși să nu înțelegem lucrul acesta. Și de atunci îl păstrează pe cel de ne chinuiește ani de zile până când înțelegem că problema este la noi, de fapt, nu la el. Niciodată nu este problema la ceilalți din jur. Nu oamenii sunt răi sau vinovați, ci întotdeauna totul pornește din noi. Noi avem probleme cu noi, nu cu ceilalți. Și în măsura în care noi lăsăm armele jos și nu avem critici și acuzații, lumea toată intră în armonie de la sine. Deci nu e nevoie să intervii direct asupra realității, ci singur. Deci tu nu ai control asupra realității, că realitatea are grijă Dumnezeu, în față l-ai pe El. Deci cu El te confrunți. Singura soluție este că El tot timpul îți ridică oglinzi în față, prin toți oamenii pe unde mergi și situațiile de viață te vezi pe tine peste tot. Și în toate se vorbește numai despre tine. Și este vorba numai despre tine. Și prin ei, El îți arată, uite că este și așa, tu ești și așa, ești și așa. Rezolvă toate problemele astea și atunci viața va intra în armonie de la sine. Nu e nevoie să te implici tu, să-i faci ceva realității. Nu e nevoie să lupți tu cu realitatea, ci din contră să nu lupți. Pentru că lipsa de intervenția ta în Tao Te Ching, baza acestei filozofii vechi de 6.000 de ani, este non-intervenția. Tao, deci divin, este non-intervenția. Deci nu trebuie să faci un efort deosebit, să investești bani, nimic altceva, decât pur și simplu să lași viața să fie, lucrurile să se întâmple așa cum sunt, să nu intervii. Și atunci ele intră în armonie imediat. Nu sunt bune astea, că noi credem că lumea ne iubește, sau fratele sau mama ne iubesc că noi suntem buni. Nu, ne iubesc pentru că ei sunt buni. Asta mi-a plăcut foarte mult. De copii, de ce se îmbolnăvesc copiii mici de 2-3 ani, când ei evident sunt prea mici ca să învețe niște lecții? Sunt lecții pentru părinți, de fapt? Așa este. Sunt lecțiile pentru părinți, pentru că copiii, am mai spus, vin ca să învețe exercițiul ăsta al iubirii și vin pentru noi, ei vin așa pentru noi. Și sunt programe și atunci ei vin așa ca să ne dăruim. Să-ți cheltui banii, să-i faci bine. Păi da, te dăruiești. În momentul ăla te sacrificat e mult spus, dar te dăruiești copilului ca să-i faci totul, să vindece. Să... Și atunci dai din, îți faci golul. Deci faci golul ăla mereu, lăsarea de sine, e vorba despre lăsarea de sine, și fără să vrei, uite așa, iubești și înveți să iubești și... Totul te învață, toți oamenii te învață, toți lucrează corectorul la tine și nu te lasă în pace niciodată. O viață întreagă nu ai unde să fugi. Și în oră de 7 tot ai de și în deșert, dacă te duci tot de lecții. Și de fapt toate lecțiile, asta e lecția iubirii și din cauza că nu iubim. Nu iubim. Adică rezolvarea la orice situație de viață este mai multă iubire. Întotdeauna, deci când a apărut o situație conflictuală, înseamnă că tu nu iubești, adică nu te lași, nu accepti, nu te supui, nu ești ascultător, îngăduitor, înțelegător. Și când pui iubirea, adică toate lucrurile acestea când le faci, atunci situația de viață se... Pentru că încarci cu energie, tu când te-ai lăsat pe tine, imediat te-ai deschis poarta, a venit energie pe tine și a început să vindece situația de viață. Deci niciodată nu trebuie să reacționezi. Deci nu e vorba de reacții sau comentarii interior sau critică. În momentul în care ai criticat, ai escaladat conflictul automat. Și nu se termină niciodată până când te îngenunchează, adică te oprești. Te învață să oprești. Nu oamenii sunt vindovați, decât prin ei divinul te duce în iubirea orice a fi. Nu contează tema, poate să fie orice. Te duce prin copil, prin fetele, prin copil, prin bebeluși, prin orice te duce. La servici unde te duci. Deci oamenii imediat te lovesc cu critica pe care o ai tu. Deci neplăcerile din față sunt critica noastră. Fără critică nu te atacă nimic și faci și reușești în toate, afacerea funcționează, totul funcționează bine. E mereu să fii atent să nu ai comentarii interioare. Fiecare comentariu interior și dacă îl repeți, el se va transforma într-un atac din afară și nu scapi. Dacă în 10 secunde nu ți-ai cerut iertare, 10 secunde, el se transformă în lovitură din afară. Și chiar dacă, spre exemplu, îți cere iertare, tot va veni lovitură, dar se eliminează din agresivitate. Deci nu se scapă.
Deci te obligă la iubire, într-adevăr suntem obligați. Deci interiorul afectă exterior. Da. Și nu putem să ne plângem de nimic, ne plângem de exact de mântuire, de lucrurile care ne... De ce se întâmplă, de exemplu, uite, mama a fost o, și este o firmă mai bolnavicioasă și avem un dialog foarte interesant, în sensul că e o tipă foarte inteligentă și citește și așa, dar aproape zilnic aud că, nu știu, o doare spatele sau e amețită de la cervicalea. Și am întrebat-o în ultimii 30 de ani cam ce-a făcut pentru asta, că cred că e așa de mai mult timp. Și, păi, n-am mai făcut un masaj de nu știu câți ani. Eu cumva, probabil că ar trebui cu mai multă iubire, dar cu mintea mea sau cum văd eu, așa zic, bă, dacă nu faci nimic, nu te mai plânge, adică cumva nu mă mai încărcam fiecare zi cu dureri, cu amețeli, cu din asta, că dacă n-ai făcut nimic, meriți soarta cumva, și adică mai pragmatică de practică, asta în fiecare zi să ascult aceeași poezie, fără să faci nimic, nu știu, probabil că ai nevoie de mai multă iubire, dar eu o trimit în fiecare zi, du-te, fă-ți un masaj sau fă ceva, adică... Dar poate ea vrea atenția ta, nu neapărat masajul ăla, că e... Discuțiile cu tine ai fac mai bine decât un masaj. Poate n-are cu cine discuta. Da, dar mi se pare că mă duce într-un punct din ăla de neputință și de știi, în care de ani, de zile nu ești în stare să faci nimic, știi? Mie mi se pare că mă trage jos cu chestia asta. Adică chestia asta care e, bineînțeles, legată și de altele, nu e asta, e un exemplu. Ce faci când te sună și zicea aici pe mie oară? Îți amintești cât de minunat și ce frumos te-au crescut și uite-te ce extraordinar ești. Și unde te-a dus? Exact, și exact. Chiar ești datorită ei. Da. Și femininul din tine e datorită ei că ești așa de, cum să zic, oarecum atentă la tot din jur. Ce te deranjează la ea este din tine. Acolo este din tine. Pentru că tot ce te deranjează ca ani de zile, îți spun asta, este din tine. Pentru că, de fapt... Pe ego îl deranjează. Sufletul divin, știi cum e sufletul divin veșnic, o viață întreagă și milioane de vieți de aici încolo, nu este afectat de absolut nimic. Nu îi interesează ce zice celălalt și nu suferă, nu e supărat pe nimic. El e infinit de tolerant și de îngăduitor și de înțelegător. El nu știe decât să susțină și să încurajeze viața și este împăciuitor și, nu știu cum să zic, el este numai iubire. Deci nu e deranjat niciodată. Când te deranjează ego, te deranjează și trebuie să te oprești. Să nu te mai deranjeze nimic pentru că generezi conflict în continuare. Și ea nu se mai termine și după aceea tot timpul vei fi nemulțumită de mama ta. Pentru că ea de fapt e pusă de divin să te scadă și să-ți distrugă ego-ul. Și face asta în mod perfect. Trebuie să-i mulțumești. Da, neapărat. Da. Mulțumesc. Suntem toți în aceeași barcă. Corect. Da, nu, eu mi-închipui că fiecare are pe acasă niște butoane. Eu am cu frate meu și, nu știu, bine, mai că stai liniște că și am avut cu fratele meu și l-am rezolvat și că m-a murit. S-a rezolvat. Am lucrat ani de zile cu Hoponopono, pentru că și la noi era la fel de lozie, că mie îmi dădea sau nu știu ce și mama pe la lume. Da, să vă povestesc cum o să vă amuz. Deci eu eram cu 4-5 ani mai mică, o clasă... Eu sunt mai mare și tot nu a fost bine. Și eu am zis și concluzii. Eu eram cu școala primară și ziceam asta, se joacă toată ziua și
și îmi fac bețigașe. A trecut la nivelul următor. El avea dirigintă, eu făceam bețigașe. Asta face bețigașe, eu am dirigintă. El a trecut la liceu. Asta vestul la liceu. Eu era cu dirigintă, totul era. Stai să intri la facultate. Eu la liceu, stai să termin liceu. După care am făcut, cred că a fost așa un an de răzbunare, am făcut și un an de inginerie ca el. Bă, atunci nu mai avut ce să mai zic, au zis, bă, intra la inginerie, faci inginerie. După aceea am renunțat că nu mi-a plăcut, au zis, te-ai mutat la școală de balet, la zice, lase, nu ai, n-ai fost în stare să termini ingineria. Adică asta a fost și amuzat cumva, așa știi. Nici n-aveai nevoie. Da. Oh, wow. Eu cred că ai prea multă minte și... Ești din coasă! Și orice gândești este un atac pentru el și simte asta și îți întoarce după aceea. Și a trebuit să reduci motoarele cumva. Adică să te ferești de critică, tu mai mult decât oricine. Ai voie să te ferești de critică și acuzație că oamenii simt și te vor ataca în viață. Asta este un lucru important. Femeile de obicei au mai multă minte decât bărbații. Dar nu au nevoie. Au și mai multă putere, dublă. Și au putere dublă și dai seama o critică a unei femei ce îi face franjurile câmpurile și le distruge. Și atunci el reacționează sub forma aceasta. Deci ca să se apere, reacționează. Deci trebuie să te înveți să nu comentezi, să nu ai comentarii față de interioare. Să nu crezi că nu știe. Să nu crezi că nu știe, sufletul nu știe. Poate să fie pe partea cealaltă Americii și tot va ști. Da, și ideea este că sunt deși foarte diferiți, adică pentru el contează, nu știu, o titulatură, pentru mine nu mai contează deloc. Eu am plecat din corporație, îl consider că în corporație eram cea mai acolo, acolo când eram acolo așa cumva ca el, adică slab. Atunci era bine cumva când am plecat de acolo și mi-am făcut un business al meu și-s bai liniștită și făceam, nu-i bine că nu muncesc, dar eu muncesc din sar capacele, dar el... Dar e problema nu a ta. Ce crede el? Ce crezi? Da, e problema lui. A iubi trebuie, înseamnă a nu-ți permite niciodată să ai nicio judecată, critică față de nimeni, pentru că de fapt te critici pe Dumnezeu. De ce, Doamne, prin omul acela îmi faci lucrul acesta? Întotdeauna ta, în fața ta este doar divinul. Nu sunt oameni. Dacă înțelegi lucrul ăsta, nu te poți lega de nimeni. Și accepti tot ceea ce vine din față. Atunci ți se diminuează mintea. Nu mai este așa de turată și așa de puternică. Și atunci înveți iubirea. Pentru că ca să înveți iubirea, orice ar fi, trebuie să pierzi mintea. Aulă, mai bine, știi cum e, știi că mai bine e ca și la fratele, știi, dacă o pierzi, mintea moare. Mintea, ai moare. Cool. Să pierzi cool. Mi se pare un examen greu. Să vezi cum se transformă viața ta atunci, dar toți oamenii vor face lucrul ăsta spre tine, când se îndreaptă spre tine, vor căuta să te deranjeze. Pentru că ei te deranjează cu puterea cu care este mintea ta turată. E foarte turată. Bineînțeles, tu faci multe conexiuni, mai multe decât un bărbat și îl depășești cu foarte mult, dar vei avea tendința să-ți întărești orgoliu și orgoliu va intra în conflict cu bărbatul, pentru că natura lui este să aibă putere, tu ia ta și puterea devine bărbat. Atunci când ai o critică interioară, deveni bărbat și vei intra în conflict cu el, cu orice bărbat, la servici oriunde. Și nu-ți va conveni pentru că nu este la nivelul tău. Atunci tu te vei considera deosebită. Perfect aleasă și uite că ăștia sunt nepricepuți și nu înțeleg nimica și că sunt proști. Dacă nu desconsideră pe bărbat, îl atași pe Dumnezeu și atunci se întoarce împotriva ta cu totul și te ține în casă așa, continuă viața întreagă și nu spărești ca miștul neamole. Nu poți să-ți faci viața frumoasă. Deci ca să îți faci viața frumoasă trebuie să retragi ego-ul și să reduci următoarele minții tale, adică să nu-ți permiți o critică sau un comentariu interior. Energie. E greu? Nu. Practica e greu. Teoria e ușoară. Mai știi că nu ai făcut. Că tu ai fost obișnuită să faci lucrul ăsta din totdeauna. Ți-ai ajuns la o excelență a minții. Acum, deci ești la un nivel foarte ridicat. Diplomele tale toate ți-au arătat poziția pe care o ai. Și bineînțeles, când te uiți la un bărbat, acum este...
La distanță. Și îl zdrobești foarte ușor. Deci îl depășești foarte ușor. Nu știu dacă poziția este cât vei accepta pe cineva lângă tine. Că nu, va fi, nu va fi la nivelul tău niciodată, deci nu este, este poziția egoului acesta. N-am investit cum de trebuie. Nu, poziția sufletului. Deci trebuie să adică investești invers, în iubire. N-ai investit în iubire. Exact. Și iubirea însemnând să lași oamenii să fie cum sunt, să nu ai o critică interioară. Și în măsura în care iubirea crește, atunci relațiile între tine și bărbați se vor restabili și inclusiv cu fratele tău. Deci să nu-ți mai permiți niciodată să ai acuzații sau nemulțumiri în față de ea, pentru că tu ești nemulțumită de Dumnezeu, de ce, Doamne, distrugi mie ego-ul și precizia mea de sine? Păi eu, mă, eu știu, eu pot, tu nu poți nimic, tu nu ești la nivelul meu. E de când m-am născut, știi, adică nici măcar nu... Trebuie să înțelegi chestia că tu faci conexiuni foarte rapide și cu varietate foarte mare, în acea situație... Mai cunosc eu pe cineva. Mai suntem și altele. Mai sunt și alții. Pe mine nu mă bazați. Dacă e de râs, da. Mai prea e una. Poponopolo, Cristina. Nu suntem de vină de tot ce mi se întâmplă. Sfântul bărbatul îi simte lucrul acesta și atunci fuge. Pentru că nu vrea să fie călcat în picioare. Pentru că îi lovești în autoritate și în natura lui. Îi negi natura și nu poate să accepte lucrul acesta. Dacă rămâne ceva dintr-un bărbat după ce l-a distrus complet, este natura lui pe care nu și poate nega și va lupta pentru ea. Se va împotrivi și se va împotrivi cu forță. Deci riști foarte mult. Dar asta nu înseamnă dacă un bărbat se simte alungat, să zic, el de fapt n-are suficientă iubire? Da. Nu. De fapt este, chiar nu este acolo, în relație, suficientă iubire. Pentru că plus cu minus se atrag, adică fuziunea e... Cine este alungat? Este alungat de o femeie care a devenit bărbat. Bineînțeles că intră în conflict cu ea, este firesc să se întâmple lucrul ăsta. Adică și bineînțeles că va pleca și va fugi văzând cu ochii unde poate de... să fugă. Dacă poate să deci, fugă. Dacă, poate, dacă nu vine ea după el. Deci un bărbat deci, care pleacă nu înseamnă neapărat că nu are iubire. Ce anume? Un bărbat care pleacă nu înseamnă neapărat că nu are iubire. Nu. Problema da. la femeie, că ea nu poate să fie da, feminină. Da, peste o femeie deci, care tot nu va fi feminină. Înseamnă feminitate maxim, înseamnă iubire la cub, la imens de mare. Și dacă ea nu-și manifestă natura aceasta, bărbatul nu poate să fie bărbat, el are nevoie de iubire. El se hrănește cu iubirea femeii. Exact. Dacă nu îl acceptă și ceartă și critică și nu știu ce, devine bărbat și atunci intră conflict. Și îl fuge, pleacă. Adică dacă, nu contează dacă are școli, facultăți și mai departe, nu contează. O poziție, grad... O zis, bunica, că dacă nu moare, iar altul. E altul care moare. Nu mai poți. Să mai bine pe la noi. Dacă nu mă și bărbatul ăla, frate, s-a mărit mare ceas. Și a sfârșit, dar păi singur. Probabil este motivul pentru care... Asta e țelul tău, să rămâi singură în univers. Probabil este motivul pentru care mai lăsesc mai mult pentru bărbații mai puțin. Da, pe mine e foarte bărbat. E groapă femeie. Dar îi placă de nu se văd, e distrug, dar majoritatea familiilor, cea care conduce este bărbatul, nu? Parcă era ți-am trimis și ție, parcă, o glumă, zicea, bărbații fac legea, dar anexele sunt făcute de femeie. Anexele la lege, adică conducerea la lege. Adică oportunitățile să le fac o colegă. Și aplicarea, cum se aplică. Normele. Și aplicare. Ai, ce frumos, aici are Sibiu atmosfera de vis. Mă invităm. Scăpă cine poate? Poftim? Nu știu. Pare să că da. Dacă îți place de mine, nu stau bine. Dacă nu-ți place de mine, stau. Eu sunt oglindă perfectă. Am răspuns corect? Oglindă-ți bine. Carmen are o caracteristică interesantă, nu luptă pentru ea, dă toate portocale, dă toate mele, două lezi de portocale la dată de banane. Deci nu reține nimic pentru ea de când este mică, acum face la fel, nu s-a maturizat deloc și... Se vede! Și
și sacrificiul de sine este primordial. Din cauza asta nu acordă toată atenția ei lumii și nu vrea neapărat să câștige. Și din cauza aceasta câștigă întotdeauna. Nu e adevărat, din cauza asta intervine întotdeauna. Intervine. Asta e o problemă. Adică se dorește. Ar fi ideal să fie așa, dar nu este chiar așa. În total. Patinează de multe ori. Dacă ar fi așa, nu-i mai fi aici. Ești perfect așa. Ai fi sus la Dumnezeu. Ai muri și eu, Monica. Bine că nu să știu. Te-ai învățat lecțiile. Mai de învățat. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Elena. Elena. Ce frumos. Ce mai frumos, uite, avem o Elena aici. Elena dintr-aia cu... Elena dintr-aia.